Așa. Astăzi suntem 9 mai 2019. Cum vă numiți? Murariu Daniel. Domnul Daniel, dumneavoastră ați venit la mine acum câteva zile. Cât timp? De câte zile? Asta este a patra ședință. A patra procedură. Da. Dumneavoastră ați venit din Austria. Da. Și ce probleme ați avut când ați venit? Mi-era piciorul blocat. Practic, aici aveam o durere, cobora durerea de la spate, cobora pe picior și s-a localizat pe tibie. Așa. Și v-ați dus în Austria? Ați umblat? Unde ați fost? Da, eu am grijă de bătrâni. Da, nu, dar vreau să zic, ce ați făcut, ce tratament ați făcut înainte să ajungeți la mine? Am făcut aici, cu Aflamil, cu în țară. Așa, spuneți ce? Da, am luat antiinflamatoare. Care sunt alea? Aflamil, nu mai le țin minte, ketonal. Și injectabil? Injectabil nu am luat. Și până la urmă vi s-a propus o operație complicată? Operația mi este propusă din 2007. Din 2007, dumneavoastră ați fost propus pentru operație și care, pentru că e complexă treaba noastră, de ce diagnostic ați fost diagnosticat? Hernie de disc. Da. Dar am două inele sudate și trebuiau... operație, băgate tijă de inox. Așa. Și mi-a spus că șansa este 50-50% de reușită. Așa, de reușită. Asta, ce să vă spun, mă doare sufletul. Când ați auzit treaba asta, aveți copii de crescut. Da, am avut. Bun, noi am făcut, sunteți la a patra procedură, ați urmat și modul de viață? Ați luat vitaminele? Nu am luat încă vitaminele, dar am ținut ritmul. Ați ținut cât de cât. Da. Hai, dar spuneți-vă, pe câte chile ați avut când ați venit? 111. 111. Hai, dar să vedem câte kilograme avem în 4 zile. 110, fără un kilogram, asta cam un kilogram jumate, două, în 4 zile, fără complexurile de vitamine. Acum, vorbim la propriu. În comparație cu înainte, dumneavoastră, cum vă simțiți? Înainte, de exemplu, ieri am făcut, că am pedometru pe telefon, am făcut 9000 și ceva de pași. Așa. Eu nu puteam mai mult de 1000 și ceva. Deci dumneavoastră ați făcut 9000 de pași ieri. 9000 de pași ieri, m-am plimbat. Și dumneavoastră nu puteați mai mult de 1000? Nu puteam mai mult de 1000. Pe ce, unde vă apucau durerile? Păi mă luau de aici, din spate, și aici mă ținea pe tibia piciorului. Uh-huh. Bun, plimbați-vă. Da. Așa. Deci există o diferență, dumneavoastră spuneți. Și deja a fost a doua noapte când dorm fără dureri, după un an de zile. Când am dormit. Da, oare lumea o să înțeleagă? Ar trebui. Un an de zile n-am putut să dorm datorită durerii. După patru proceduri, după a doua, dumneavoastră ați dormit, da? Deci după a doua procedură, operația durerilor de spate fără bisturiu, trebuie spus și nu în laudă, că și actualmente, la 70 de ani, sunt cursant la Facultatea de Kinetoterapie Spiru Haret și sunt în contact cu eminenți profesori cu care discut, precum cu dumneavoastră, pe care îi salut și le doresc multă sănătate. Dar problema este următoarea. Foarte multe lume vin de acolo, aici. De ce? Pentru că asta este sistemul. Nimeni nu poate să înțeleagă. Dacă îl trăiești, înțelegi. Dacă nu, din vorbe, nici eu nu înțeleg de multe ori. Așa, pentru că nu mă asociez cu cunoștințele acestor eminenți profesori niciodată. Nu sunt niciodată. Nu am... am această pasiune, dar nu am această... cum să spun, perseverență zi de zi să învăț, să studiez, să, cum să spun, să fiu tobă de teorie. Nu. Pe mine mă interesează funcția și sistemul de a debloca durerea, un sistem complicat, un sistem care îți lasă tricou de muncă ud, nu pentru că este cald aici, ci pentru că puterea de a te concentra este imensă. Și asta, mulțumesc Dumnezeu că mi-a deschis această cale și mulțumesc părinților mei și faptului că mă interesează întotdeauna să fac mai bine și mai bine, întotdeauna să fac ceea ce nu au făcut alții. Pentru că să punem așa bara pe T și punctul pe I. Dacă alții ar fi făcut ce fac eu, pacientul nu ar fi venit aici. Ok? Și dacă alții ar fi făcut ce fac eu, pacienții ar fi spus. E bine, pentru că eu îi întreb.
pentru că nu trebuie să fim geloși între noi, pentru că nu trebuie să fim uricioși între noi, trebuie să fim uniți. Ca să fim uniți, trebuie să ne explicăm. Și acum explic ceea ce a avut Domnul. Domnul a avut și are o circulație de sânge extrem de dificil a explica. Sângele nu se oxigenează bine, el nu procesează bine alimentele, sistemul nervos central este afectat. De aceea, în activitatea lui de zi cu zi, a văzut că nu mai are forța. Chiar dacă to be or not to be, this is a question. Vouloir et pouvoir, cum spune francezul. Deci, degeaba tu vrei și nu poți. Sau degeaba tu vrei și poți și nu faci. E aici, dânsul vrea să fie mai bine, nu putea. Nu lăsa sistemul, fiziologia celulei însuși. Și atunci, dânsul o să schimbe modul de viață. Acum ne-am uitat pe cântar, avem câte kilograme? 110, în 3 luni de zile o să se lepede de aceste 20 de kilograme, care 20 de kilograme în fond nu se vorbește întotdeauna. Este hrana lui de ieri, toxina de astăzi. Noi nu avem practic de ce să ne îmbolnăvim dacă nu vorbim de acest lucru. Poate în viitor o să fie o medicină superioară, bazată și pe ceea ce se știe acum și bazată și pe ceea ce se va ști în viitor. Să ne fie bine, Doamne ajută! În concluzie, ce părere aveți de aceste proceduri, operația fără bisturiu? Sunt foarte mulțumit. Vă doresc succes! Numai bine și monitorizăm cazul dumneavoastră.